să fac. Bună dimineața, mă-ți frumos și mâine cosânzene, ne bucurăm să ne reîntâlnim în acest ambient atât de special în care ne rupem, practic, de toată tulburarea din stradă. Când intri într-o sală de spectacole, unde se simt din toți porii mobilii ei, concertele și tonele de replici de teatru care s-au petrecut anterior celui care se tocmai execută, parcă ne încărcăm de o energie. Ați spune că poveștile cu energii sunt de mult fumate de către tinerii care stau în spatele liceului și care ne privesc de acolo, așteptând ca în sfârșit filarmonica să aibă un seriu al ei și numai al ei. Dar până una alta, seriul îl facem noi oamenii. Așa că această filarmonică are viață, pentru că dumneavoastră ați dat-o. Vă mulțumim că ați venit în seara asta. Hippie cu diamante este o poveste pe care o începem să o derulăm chiar acum. Este o poveste care ne anunță că în România anilor 80, în România cea cenușie și a cozilor interminabile, în România Daciei 1410 SL Break, și, evident, a celebrelor, absolut celebrelor televizoare color diamant. În România, antenelor pentru bulgari din acea perioadă cenușie. Trebuie să spunem că a existat o perioadă absolut luminată de Dumnezeu. Dacă pe de o parte, autoritățile au făcut tot posibilul să cădem într-un întuneric controlabil, acei ani 80 au avut o lumină cu totul specială care nu s-a mai repetat. Aceea a fost perioada hippie a României. O perioadă întârziată cu 15-20 de ani față de vara de neuitat de la Woodstock, față de vara de la San Francisco, în care tinerii din America umblau cu flori în păr, strigând proteste împotriva războiului din Vietnam. La noi, tinerii umblau într-un fel de protest interior, umblând cu flori în păr invizibile, vizibile doar pentru unii. Când toată lumea credea că aceste zile în care de la televizor ni se propovăduiește o teribilă, dar absolut formidabilă apocalipsă economică, în care ne încurajează să ne pierdem curajul de a mai spera, nu mai avem nicio șansă. Orice veți vota, nu mai avem nicio șansă. Nu vedeți că Europa nu ne ajută. Da, păi noi ce să facem? În această terifiantă dezolare există o comparație cu întunericului 80 prin care ne dăm seama că acolo era mai multă lumină decât în întunericul de astăzi, care este propovăduit cu LED-uri și reclame cu plasmă și LCD-uri. Suntem foarte aproape de a crede că suntem liberi, spun unii dintre noi. Dacă îi întrebi ce este libertatea, va spune, păi, libertatea este să mă duc diseară în club și să mă fac praf și să iau o gagică și să o fac praf și să vină sâmbătă să o fac din nou praf și clubul și gagica și viața mea și eu iau de la capăt luni și iarăși vine vineri și iară mă fac praf, până când praf ne facem o generație întreagă care n-apucă să se uite peste umăr, să vadă ce s-a construit în spate. Hippie cu diamante nu este generația lui Ceaușescu. Nici a lui Vadim. Nu. E generația lui Moțu Pitiș. E generația lui Nicu Vladimir, a lui Cărtărescu, a lui Iar, a lui Stratan, a lui Mircea Dinescu, pe vremea aceea nefiind bucătarul șef al tuturor televiziunilor. Era o generație pe care nu o vedeai la televizor. Hippie cu diamante. Eu știu multe păcate, dar am iubit o fată, i-am dat-o sufletul din mine și-a plecat. Hei, mama, de ce tu m-ai născut? Să sufăr până la moarte, de la un străin. Pentru atâta lucru, dar sufletul mă doare. scris câteva poeme despre ea. N-am zis o să fac carieră. Parcă simbolic s-a ascuns în anul sat. Eu am stat ani de zile la etajul 8 al unui bloc dintr-un cartier periferic al Bucureștilor, în parcul Politehnic. Stimați telespectatori, bună seara! Zile de viol și râs. Sparse cu umărul pintenat toate ușile dincolo de care s-auzea chițăitul ei fezandat. Apoi, vectorial, masculine, cârpi două palme și pocnind-o cu capul de stau, întinse păpune. La sosirea în incinta Palatului Marea Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partici de stat au fost întâmpinați cu sentimentele de înaltă prețuire. Ideea vieții noastre, ca o viață finită, ca o viață care are un început și un sfârșit, înconjurată de neant, este insuportabilă și ea trebuie depășită. Ori ne putem fi depășită în planul realității, noi încercăm să o depășim prin poezie, prin metafizică, prin filozofie, prin religie. Cu acest prilej a fost transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Betuan, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam. Era cristal poetic între sticle și eu, poem, privind acele article, stăteam și clinchetam la orizont cu cele trei orbite de neon din magazinul de coloniale, cu dinții doar de sprijin și întrecolate. Momentele prin care, în această zonă a hidrocentralei, de la Ipotești... Puțin urmele trăiește, nu spus. Iar mai ales de poezie aproape imposibil. Ca autor de romane, mai poți să ai șansa să câștigi ceva, dar poezia se citește tot mai puțin și, în general, cum observăm cu toții, cartea a devenit așa, o pasăre rară. 1977 a fost marcat și de desfășurarea primului Festival Național Cântarea României, inițiată de secretarul general al partidului. Această manifestare de masă... nationale et le modèle de tout ce qu'il fait avec sens dans sa vie. Travail, mariage, institution sociale, et ainsi de suite. Petit fragment este documentară deci expresia este asta medicamentul. Ce sens are în definitivă că te duci să spune preotul că am făcut chestia cu tău? Este ideare. Adică tot ce este format este ca intensitate degradată. Asta este terapeutica, sensul terapeutic. Dacă nu există credință și nu există Dumnezeu, nu există adevăr. Fără Dumnezeu, fără credință, omul devine un animal rațional care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. mioritic. În perioada aceea specială, hippie cu diamante, visul oricărui locuitor care își schimba de dimineață până seara părerile de la foarte bine la disperare și înapoi era unul singur. Și acela de-aș lua un televizor color. Toată lumea făcea liste și toată lumea se înscria la un televizor color. Chiar dacă televiziunea română nu emitea color, noi ne luam televizor color. Și în momentul în care cineva de pe scară își lua televizor color, tot cartierul afla la 3, vătuiul și-a luat televizor color, că de-aia a avut bani nesuferitul ticălos. Are pe frasul ospătar. Asta știm noi. Dacă nu măcar e măcelar și tot s-a rezolvat treaba. Dacă nu e gestionar, oricum are un ar ceva. Un ar care a făcut posibil să-și ia televizor, color, clanc. Îi dădeai drumul și vedeai puricii care erau color. Și printre ei, oricât te-ai fi forțat în acea vreme, nu vedeai pe Oana Zăvoran. Nu-l vedeai nici pe Măruța. Din puricea 3D ai acelui televizor pe lămpi, Pele 500. oferințele celui prea iubit erau de un verde amețitor combinat cu un albastru la buze, ochii roșii, dinții negri, încât colorul era de necombătut. Poc! Băteau la ușă. Poc! Și mai băteau la ușă prietenii. Auzi, bă, ți-ai luat televizor profilial, dracului să fii. Am luat video de la Vișan, de la scara D. Hai, bă, să ne uităm la niște de unde casete. Am conectat video al negru, fraților. Și cu mari minuni și întortocheli, cineva se prinde cum se prinde treaba, al negru să devină color și pac, se bagă o casetă. Și pe casetă ne uităm la canate. Pac! Și pac! Și vin karate din toate părțile și ne indicăm și noi. Și stai că vine al doilea film, caseta e de 3 ore. Caseta se derulează. Ea nu e picture in picture. Caseta e ceva care miroase a bandă. O derulezi la următorul film și acolo merge o mașină de poliție de la început până la minutul 90, transformându-se dintr-un minunat, absolut minunat, formidabil cadiac într-o groasnică rablă și noi ne minunăm cum poate o mașină de poliție să facă atât de multe minuni când afară, în fața blocului, e un frig, fraților, și o zăpadă și nu se aude nicio lumină și nu se vede niciun zgomot și merge televizorul, color, mașina de poliție. Se aude de la 2, că noi avem Delta Force 3. Ei alții ascultă pe calorifere. Ce dacă toate lucrurile astea, care astăzi sunt la îndemâna noastră și când dăm drumul la HBO, avem sentimentul că am înghițit prea mult McDonald's. Și când dăm drumul la 3D cu Spider-Man, avem sentimentul că pe creierul nostru e un patinoar plat pe care nicio circumvoluțiune nu mai poate să împiedice vreun gând să patineze la infinit timp. Când în sfârșit ne dăm seama că toate aceste bunătăți sunt diabet curat, ne întoarcem în final la radio. Și tata avea un radio adus din Elveția, dintr-o deplasare, și l-am montat la el în cameră și să nu spui că radio are un buton pe care scrie scurte. Pac! Pasă cu butonul de scurte și apare semnalul George Enescu și vocea lui Niculae Constantin Muntean, anunțând că vine actualitatea românească și lucrurile încep să trepideze altfel. Parcă Emil Hurezean îmi face să mi se urce părul. Parcă atunci aud că un tip, Mircea Tinescu, stă închis în casă, scriind poeme pe caloriferul, ud de lacrimile atâtor muncitori deprimați și merg mai departe până când aud fantasticul DJ care a întors Europa pe dos, singurul DJ român care a rămas în memoria Europei FM, Cornel Chiriac, care împune Creedence Clearwater Revival.